Bună ziua, dragilor! Bine ne regăsim la un nou episod, Minutul de Conștientizare. Am ajuns la cei cu vibrația interioară 4 și cum am pornit la acest drum de a discuta un pic să-i cunoașteți din aspectul ăsta relațional. Eu punctez o sinteză, bineînțeles, se pot discuta extraordinar de multe lucruri în uh, direcția aceasta, dar dacă aveți un partener, uh, uh, un coleg uh, și alte persoane cu vibrație interioară 4, adică cei născuți în ziua de 4, de 13 uh, și de uh, 22 și 31, atunci ar fi bine să aveți în vedere că acești oameni sunt destul, uh, destul sunt fideli în, uh, în relațiile lor, statornici, temeinici, uh, pragmatici. Deci atunci când vă duceți cu anumite argumente la ei sau cu anumite lucruri trebuie să aibă un grad de pragmatism. Plus că sunt oameni pe care vă puteți bada, sunt printre cei mai fideli ca și prieteni. Nu-și fac, adică prietenile de obicei sunt pe viață la ei și nu neapărat multe, dar este un om de bază la nevoi, un stâlp al societății, el de la el așteaptă și uh, caută foarte multă siguranță, prin urmare um, nu-i faceți surprize, că în patrule nu prea iubește surprizele, uh, pentru că asta ar însemna să fie scos din pătrățelul lui. Într-adevăr că uneori poate să devină dogmatic și îl vezi că se limitează, uh, el pe el în primul rând, dar automat și în relațiile cu tine sau cu cei din jur, dați-i voie pentru că patru crește foarte frumos în momentul în care are această stabilitate și siguranță de care vorbesc. Fiți acolo, sprijiniți-l, nu știu, bătaie pe umăr, încurajați-l și cu siguranță treptat, treptat va crește, dar necesită răbdare. Mai mult decât atâta, ei sunt oamenii care în relații vor să vadă rezultate. Da, și atunci dacă nu au rezultatele dorite de ei, bineînțeles, se pot oarecum simți nesiguranță sau cumva își pierd în această siguranță și stabilitate. Dar dacă aveți un partener patru, căutați să înțelegeți că el nu pleacă în concediu chiar așa de pe azi, pe mâine, nu că n-ar putea, dar are nevoie de un anumit timp de pregătire. Unii, poate, timpul de pregătire este scurt, la alții e mai lung. Dar sunt, sunt oameni care au nevoie de pași. Da, mie îmi spui pasul 1, pasul 2, pasul 3, pasul 4, exact ce o să se întâmple. Pentru că dacă eu sunt haotic, dezorganizat, încep să-mi pierd din acea siguranță de care tot vorbim, pentru că siguranța este un cuvânt de bază pentru un 4. Ai un copil 4, vrei să relaționezi cu el, oferi un cadru, un cadru, vedeți patru, ideea de cadru. Sigur în care să se simtă confortabil, mai ales dacă este și 22, să se simtă confortabil emoțional pentru că cei din vibrația 24, format din 22, își au um, siguranța mai ales, mai ales din aspectul relațional și emoțional. Și atunci um, dacă este nesigur pe relația care o are cu tine sau cu cei din jur, cu siguranță va avea tendința să se retragă sau să gândească foarte mult, să analizeze foarte mult, să programeze, să planifice foarte mult și pur și simplu ți se pare că nu se mai mișcă din loc, că nimic nu se întâmplă. Bun, da, uh, dar sunt niște oameni pe care vrei să-i alături, pentru simplu fapt, mai maturi, mai serioși din fire, pentru că patru este pământ, um, dar chiar și așa, uh, dacă le asiguri cadrul pe, de care ei au nevoie, cadrul de la care. Pur și simplu poți să afli de la ei care cadru în care se simt în siguranță. Atunci, clar, ai câștigat un prieten de nădejde, un om de nădejde pe care te poți baza la orice oră din zi și din noapte. El acolo va fi și va face tot posibilul să uh, îți ofere și ție acea siguranță pe care el o caută și poate o și are. De ce nu? Depinde de multe alte aspecte, dar uh, rămâne uh, la. O analiză detaliată, pentru că noi aici ne uităm așa doar la o mică parte din ceea ce reprezintă um, numerologia. Însă o, o parte importantă care ne poate ajuta să conștientizăm foarte multe aspecte cu privire la relațiile noastre, pentru că aici vrem noi să îmbunătățim în luna aceasta în care analizăm noi relațiile. Spor la conștientizări, vă aștept cu întrebări, cu nelămuriri, cu completări dacă simțiți nevoia de a exemplifica și de a spune da, uite, așa, 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 puteți să o faceți prin comentarii, puteți să vă abonați la canalul de YouTube, puteți să mă urmăriți pe pagina de Facebook, vă aștept cu drag la evenimente dacă simțiți și doriți. Um... Sau pur și simplu dacă vreți să păstrați un grad de confidențialitate, mai ales dacă sunteți așa un patru și vreți să aveți siguranța confidențialității care este importantă pentru un patru, puteți să o faceți uh, pe officearondalexaevent.ro sau să ne scrieți un mesaj privat pe paginile noastre de socializare. Zic cu soare să fie!